Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sigetul de azi. Invitatul meu din această seară este secretarul coordonator al PNL Maramureș, domnul Cristian Angel. Bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Poate era mai simplu să vă categorizez ca așa omul politic Cristian Angel, pentru că aveți în administrație și în politică mai bine de, aș spune eu, aproape 20 de ani, spun corect? Da, să zicem așa, din 1992, 22 de ani. Aș întreba despre cariera noastră politică foarte multe lucruri, dar v-aș referi în special la cea actuală. Sunteți secretarul coordonator al PNL Maramureș și în același timp omul responsabil cu, să spun așa, prezența în teritoriu din punct de vedere administrativ a partidului. Cum, cum simțiți partidul PNL Maramureș acum după destrămarea USL? Începând din 11 noiembrie 2013, a fost uh, numit uh, un birou uh, interimar și un președinte interimar la PNL Maramureș, iar domnul președinte uh, Ovidiu Nemeș, primarul dumneavoastră, uh, m-a desemnat ca și secretar coordonator pe județ. În această calitate, uh, este adevărat, mă ocup de partea organizatorică, relația cu organizațiile din teritoriu, dar și pe zona administrativă, având de vedere experiența pe care o am în administrația publică locală. Și dacă ținem cont de faptul că PNL-ul are cei mai mulți primari în Mara Mureș, 29, avem o problemă la săpânța, dar sper să fie în regulă și acolo, avem ce colabora și comunica cu primarii noștri. Din punctul meu de vedere, ruperea USL-ului, practic un fel de invitație către PNL de a ieși din această coaliție politică nu are deocamdată repercursiuni pe plan județean. Sau, cel puțin, ele nu se văd. Cred eu că, totuși, s-au creat anumite legături, anumite parteneriate pe o serie de obiective comune și ar fi păcat să apară disensiuni sau certuri, schimbări sau alte asemenea evenimente la nivel județean sau chiar local, care nu ar face altceva decât să blocheze anumite inițiative, să blocheze uh, activitatea pentru o anumită perioadă și lucrul acesta va avea consecințe negative și asupra celor din PSD, și asupra noastră, a peneliștilor, și poate și asupra altora. Cred eu că uh, ar să ne concentrăm pe ceea ce înseamnă uh, viitorul sau uh, șansele județului Maramureș de a accesa cât mai multe resurse, de a realiza cât mai multe obiective, de a uh, contribui împreună uh, la ceea ce uh, trebuie făcut în, în Maramureș. Da, uh, există la nivelul județului o colaborare care continuă. Presa spunea la un moment dat, U.S.L. a murit. Trăiască U.S.L. Maramureș, care merge mai departe, chiar dacă nu oficial sub numele acesta. Dar PSD și PNL s-au înțeles pentru binele Maramureșului, se spune, de către liderii politici. Putem să considerăm că, până la urmă. Continuă o colaborare din urmă cu mulți, mulți ani. Dar cum afectează asta uh, nucleul dur al partidelor, în condițiile în care urmează alegerile europarlamentare, acolo unde știm cu toții că nu se prea votează cu mult entuziasm decât de uh, activiștii, de militanții uh, fiecărui partid? Acum, părerea mea este că o campanie electorală trebuie condusă și derulată într-un mod civilizat în care să-ți respecti să spunem colegii de competiție n-am spus neapărat adversari să încercăm să alergăm pe niște culoare paralele ca la atletism și cine iese primul și atinge linia de sosire este câștigător Cred eu că la noi în România există prea multă adversitate există Abordării destul de incisive, uh, și care nu dau bine, nu fac bine. Populația, după mine, așteaptă altceva de la noi, politicieni. Așteaptă să abordăm echilibrat problemele cu care ne confruntăm, așteaptă să conlucrăm uh, pentru a realiza acestor obiective, uh, fără să ținem uh, neapărat cont că ele pot fi asumate de un partid sau de celălalt. Iar atunci când este campanie electorală, evident că fiecare încearcă să-și organizeze cât mai bine activitatea, în așa fel încât să obțină victoria. Va fi o campanie electorală și sper să fie corectă, decentă, cu toate că, fiind alegeri pentru Parlamentul European, din punctul meu de vedere, campania se va axa tot pe subiecte de natură locală sau de nivel național. O să vedeți, nu noi politicienii ducem spre aceste subiecte, ci practic populația, uneori și candidații, chiar și moderatorii, duc mai mult spre... Și pe undeva este normal. Noi suntem destul de recent intrați în Uniunea Europeană, suntem la al doilea eșalon de parlamentari la nivelul Parlamentului European și ne gândim în primul rând la probleme care ne confruntăm pe plan național sau local. Poate că ar fi trebuit explicate mai bine lucrurile care se întâmplă în Parlamentul European sau chiar, de exemplu, în Comitetul Regiunilor de la Bruxelles, unde sunt aleși locali, în așa fel încât să se înțeleagă. Din partea celor mulți, alegătorilor, cetățenilor, că și acolo există o anumită necesitate de activitate din partea noastră, că și acolo se iau decizii fundamentale pentru viitorul Europei și că ele după aceea trebuie să fie puse în practică la nivel național. Vă dau un singur exemplu, fiindcă mă ocup direct și de această chestiune în ultima perioadă. Încerc să profit de experiența de administrație și de studiile aferente pe care le-am finalizat, e vorba de doctoratul în științe administrative și mă ocup și pe zona de consultanță pe administrație publică. Din acest punct de vedere, vreau să vă dau un exemplu. Strategia Europa 2020, care este un document de foarte mare importanță și care a fost abordat la nivelul Comisiei Europene și Parlamentului European și care vizează, să zicem, dezvoltarea întregii Europe. Pe 10 ani, 2010-2020. Această strategie trebuie să fie tradusă la nivel național și apoi la nivel local în fiecare țară. Există niște indicatori care monitorizează, să spunem, mersul înainte al fiecarei țări. Se fac comparații și, în permanență, uh, trebuie să știm unde ne aflăm, în așa fel încât să încercăm să îndeplinim obiectivele prinse acolo. Am dat un exemplu de relație, să spunem, europeană, națională și locală, un document care este valabil, să spunem, de la. Strasburg, respectiv Bruxelles și până chiar în Baia Mare sau Sighetul Marmații. Da, Mi-ați dat un răspuns, într-adevăr, foarte interesant, dar pe de altă parte revin la întrebare și în momentul în care uh, urmează campania electorală, uh, membrii, activul de partid al fiecărui, uh, al fiecărui partid trebuie să meargă să iasă la vot, ce îl motivează? Pentru că, sigur, astfel de Uh, idei și principii europene despre cum funcționează Europa. De ce trebuie să fie europarlamentar da, da. de la un partid sau altul acolo? Uh, sunt, să spun, chestiuni abstracte pentru, există o serie ca și de argumente mă ca Există o serie de argumente cu care să în, merg la un moment în, la încercăm pot. să venim. În primul rând, uh, haideți să, să vedem lista de, de reprezentanții pe, list, pe listele respective. Noi venim, cel puțin, la nivelul primei părți a listei cu parlamentarii care au fost și în mandatul precedent și care au avut o prestație foarte bună. Norica Nicolae a fost, a avut președinția unei comisii, am stat la, la Bruxelles la o, un seminar care s-a desfășurat sub conducerea domniei sale. Este apropiată de Maramureș, știe ce se întâmplă aici și o prietenă și o colegă bună cu noi toți. Uh, Adina Vălean uh, este uh, un parlamentar cu activitate foarte bună, vicepreședinte ALDE, de exemplu, ALDE însemnând Alianța Liberal-Democrată din Europa, de deci o funcție recunoscută la nivel european pentru un parlamentar european din partea României. Uh, Renate Weber o cunoaștem cu toții și din prestația dânsei la nivel juridic și uh, pe televiziunile centrale este o figură recunoscută cu rezultate foarte bune. Ramona Mănescu care a fost și ministrul transporturilor, a fost aleasă, nu știu, acum doi ani în parlamentarul anului. Adică, iată, uh, Cristian Bușoi, care a condus Casa de Asigurări Sănătate, după mine foarte bine, fără niciun fel de probleme, cât a fost acolo, un tânăr de perspectivă, da, care a fost și președinte la tineret Național Liberal, uh, Eduard Helvi, care a fost secretarul executiv al, al, al partidului, v-am dat primi șase. Asta pe de o parte. Deci, ca și listă, ca și, să spunem, reprezentativitate. În al doilea rând, trebuie să remarc faptul că și noi estimăm o prezență redusă la vot, la asemenea alegeri. De altfel, nu este prima dată și este și la nivel de Europa se întâmplă cam același lucru. Cert este că aici va trebui să fie o foarte bună organizare la nivelul partidului. Deci fiecare formațiune care vrea să obțină rezultate bune trebuie să se organizeze cât mai bine. Adică, într-un fel, Echipa de campanie să reușească să aducă la vot cât mai mulți de membri, nu discut pentru că ei, în mod normal, trebuie să voteze cu PNL-ul, dar e vorba de simpatizanți sau de posibil votanți. Și, după mine, cine se va organiza mai bine, acela va obține toate cele mai bune. Pentru că, în condițiile unei prezențe reduse la vot, contează foarte mult numărul de persoane pe care le motivezi să vină la, la vot. Evident că mie îmi revine o sarcină destul de grea din acest punct de vedere, chiar dacă Ovidiu Nemeș, primarul dumneavoastră, este, să spunem, coordonatorul campaniei electorale pe județ, directorul organizatoric al campaniei electorale sunt eu nominalizat printr-o hotărâre a biroului politic teritorial. Și atunci toată partea de organizare, toată partea relațională, toată partea de uh, pregătire a perioadei de precampanie, calendarul de, de precampanie și campanie, măsurile și acțiunile care sunt în ziua votului, în zilele premergătoare votului și toate celelalte, evident că trebuie strânse într-un singur loc și aici trebuie să fie o persoană abilitată care să aibă o experiență, să poată să interpreteze, să ia decizii rapide, să uh, transmită, să comunice foarte bine cu, cu teritoriul. Uh, Probabil că și experiența mea din ultimele trei campanii, care a fost, zic eu, foarte bună, neavând, practic, nicio obligație față de PNL, știți foarte bine că vechiul birou n-a avut o atitudine foarte prietenoasă față de mine și în anul 2011 nu s-a dorit să fiu reprimit în PNL, cu toate că făcusem cerere de adeziune și trecuse prin birou municipal la județ, nu s-a dorit să fie discutată. Am ajuns membru PNL la satul mare, unde îmi desfășuram activitatea ca și consilier la cabinetul președintelui în două săptămâni și după aceea am vrut să vin cu transfer la Maramure și din nou n-am vrut să fiu discutat. Da, a, vă propun să trecem peste istoria da, istorie. Da, pentru închid asta, la urma, vreau să vă spun un singur lucru. Ajuns Cele a... trei campanii pe care le-am desfășurat în calitate de ex-PNL și anume director de campanie pentru Florin Tătaru în colegiul de la Baia Mare în 2011, care a fost o campanie foarte dificilă și ne-am, să spunem așa, ne-am luptat cu cei care erau la putere, respectiv PDL-ul, prin inspectorul general școlar. A fost un câștig, după mine, foarte bun, a fost o reușită. Apoi, director de campanie pentru actualul președinte al Consiliului Județean, Ciceu Zanfir și pentru mulți alți primari liberali din uh, județi pe la care am fost uh, cu diverse ocazii. Iar, în final, uh, la parlamentare, am încercat să coordonez și să uh, sfătuiesc, respectiv să orientez șase din cei zece uh, parlamentari de Maramureș care au ieșit. Asta înseamnă că pe undeva. Am rodat această activitate de campanie și acum trebuie totuși să găsesc un fel de transfer către zona pentru Parlamentul Eu European. cred că toate aceste realizări din afara <coughs> partidului au fost și motivul pentru care președintele interimar PNL Maramureș va chemat și va reprimi să spun așa oficial în partide și cei dinainte nu doreau lucrul acesta. Însă v-aș întreba despre declarația lui Crin Antonescu cum că el își va da demisia dacă PNL la nivel național nu va obține măcar 20%. Și mi se pare o prostie să spui lucrul acesta, cel puțin mie ca și, ca și jurnalist, pentru că europarlamentarele nu reprezintă, să spun, oglinda a ceea ce poate partidul în alegeri. Mai ales în condițiile în care toată lumea este dezinteresată sau, mă rog, nu e foarte interesată de ce se întâmplă la europarlamentar și nu știe ce fac europarlamentarii acolo. Există riscul ca PNL-ul, la nivel național, să nu obțină un scor foarte bun, poate și din acest motiv, că până și liberalii poate nu se vor duce neapărat la vot. Dacă va fi o zi frumoasă de mai, s-ar putea să fie la picnic. Poate să meargă și la picnic după ce votează după mine. Da, Dacă da, ești poți, cu adevărat poți să liberal... poți să-ți riști cariera politică și să ieși cu astfel de declarații în condiții în care Este o declarație riscantă și, în general, asemenea, declarații se, se fac destul de rar. Probabil că a vrut să încerce un, un sentiment de automotivare și de motivare al PNL-ului, care trebuie să dovedească faptul că are încredere în președintele său și că vor face tot ceea ce se poate ca să obținem acest procent. Pe de altă parte, eu cred că sunt și chestiuni de natură interpretativă aici. aici s-au interpretat puțin cuvintele domniei sale. Evident că o vorbă spusă nu poate fi retrasă dacă ești un om politic responsabil. Dar s-au mai făcut și alte promisiuni de acest genul decât de Cine Antonescu care nu s-au respectat. Asta nu înseamnă că noi trebuie să copiem acele modele. Dar ideea este că E adevărat, era important o asemenea asumare atunci când se desfășoară alegeri pe plan național sau pe plan local, deci alegeri locale sau alegeri parlamentare. Cele pentru Parlamentul European au un specific aparte și nu cred eu că aici, dacă nu se va obține procentul scontat, cea mai mare vină o are China Antonescu. El a vrut să dea un exemplu pentru ceilalți, adică să dea un semnal pentru cei din subordine, nu, respectiv până la nivel de uh, președinte de organizație, nu? locală, la nivelul unei comune, în care fiecare să-și asume, chiar dacă nu uh, declară acest lucru, deci să-și asume uh, o activitate, o, o campanie, niște rezultate care să fie pe măsură. Practic, pe ce va fi bătălia în această perioadă? Doar pe partea, să spunem așa, de principiu, de stânga, de dreapta? Noi suntem în alde, noi suntem la social-democrați, fiecare cu partidul său, deci practic pe principiile politicii fiecărui partid? Din punctul meu de vedere, se va concentra pe obiective locale și, și județene, mai puțin pe chestiuni de doctrină, de altfel, la noi în, în, țară despre doctrină vorbesc foarte puțini. Mai sunt unii care vorbesc, dar nu cunosc anumite detalii. Se întâmplă treceri bruște de pe o parte pe alta și chiar politic fără niciun fel de modificare de statut sau de, eu știu, idei, principii, cum a spus dumneavoastră. Stânga și dreapta, la un moment dat, nu cred că sunt foarte bine creionate, dimensionate, despărțite la noi. Eu cred că sunt foarte puțini politicieni care uh, se, se perfecționează în ceea ce privește partea aceasta de teorie politică. Dacă veți face un experiment și întrebați poeticienii care a fost ultima carte pe care a citit-o, sau o carte de, de, de nivel politic pe care a citit-o, sau. Uh, uh, care este modelul său politic în viață, de ce? care sunt principiile elementare pentru stânga sau pentru dreapta sau ale liberalismului, sunt chestiuni care mai puțin îi preocupă. Din păcate, nivelul de abordare ar trebui să fie cel pe care dumneavoastră l-ați expus aici. Adică hai să vorbim și despre ce înseamnă doctrine politice, să vedem unde unde ne suprapunem. Dar, Dar asta, asta nu înseamnă că... că, că... parlamentarul vine și nu poate să discute despre ce se întâmplă sau ce probleme sunt în și să spună da, le voi rezolva, pentru că el se duce la Bruxelles. Populația trebuie conștientizată că europarlamentari au o anumită misiune. Așa cum și parlamentarii români au rolul de a uh, legifera în România... Deci de a concepe, de a produce, de a aproba legile aferente, așa și cei de la nivel european se ocupă de această uh, activitate. Adică uh, partea lor este uh, mai mult de abordarea problemelor de nivel european sau de nivel mondial. Uh, sunt într-o continuă, să spunem, alergare după modele mai bune. Sunt probleme vis-a-vis -vis de ce înseamnă politica externă, probleme de apărare, probleme economice, probleme financiare, de protecția mediului sau de mediu, adică sunt și ei pe diverse comisii acolo și fiecare încearcă să-și facă datoria cât mai bine. Dar asta nu înseamnă că dacă ești parlamentar european să nu fii cumva legat și de problemele naționale. Adică, după mine, un, un reprezentant al nostru în Parlamentul European nu poate să se rupă complet de ceea ce se întâmplă în țară. Și e bine că, din când în când, le mai aducem aminte că, domnule, aici sunt, de aici ați plecat, aici este baza. Trebuie să știți și ce înseamnă probleme din țară, pentru că anumite chestiuni care se discută la nivel european vizează în mod direct și România. Și atunci. Poziția pe care o adoptă ei acolo trebuie să fie în concordanță și cu interesele naționale sau cu, să spunem, asta poate fi obligatorie, dar să fie în avantajul României. Da, deci ar trebui probabil să bată pentru mai mulți bani europeni pentru România? E, și, e greu de spus. Asta nu se întâmplă în Parlamentul European. Deci Comisia Europeană este cea care face alocările, sunt negocieri, se închid diverse capitole. De exemplu, noi trebuie să recunoaștem că pe perioada de programare 2014-2020 puteam să obținem mai mulți bani. Nu vreau să dau nume sau să creez impresia că eu caut neapărat vinovați, dar din punctul meu de vedere, România ar fi trebuit să obțină resurse ceva mai consistente pentru următoarea perioadă de, de programare. Dar aia nu înseamnă... Cum să eu sunt parlamentarii europeni, pot să aibă o influență la nivel de lobby, la nivel de uh, relațional. Pentru că nu e suficient, și eu am fost la Bruxelles, dar e evident la un nivel mai redus, la nivelul aleșilor locali, da? Și nu era suficient să mergi la ședință, să elaborezi un raport sau să faci un amendament, eu știu, și să vii repede acasă. Nu. Sunt foarte multe discuții interesante care se poartă pe holuri, în afara ședințelor, la niște întâlniri informale în care te întâlnești cu reprezentanți din alte țări care sunt văzuți bine și care au putere. Și atunci poți să deschizi niște subiecte de discuție pe această temă. De exemplu după mine, o temă foarte importantă care ar putea să uh, constituie subiectul activității reprezentanților acolo ar fi cea cu MCV-ul, da, și cu faptul că ne chinuim să uh, fim uh, da, scoși de sub această monitorizare și nu reușim. Un lobby, dar trebuie să facă lobby comun. Că ați văzut ce s-a întâmplat. Unii făceau lobby într-un sens, alții în altul. Am ajuns să ne spălăm rufele în Parlamentul European și la nivelul Comisiei Europene vis-a-vis -vis de ce a fost în 2012 uh, cred că ar trebui să fie o acțiune comună. Așa cum, de exemplu, ar trebui să facă și parlamentarii de Maramureș. Și mă aduc aminte că, după finalizarea legilor locale, am avut o întâlnire la prefectură, în care au fost prezenți, majori, a fost prezentă majoritatea parlamentarii de Maramureș. Am scris și vreo șase-șapte pagini, că sunt o fire mai meticuloasă așa, în care și-au propus întâlniri, să spunem, succesive împreună, să facă lobby împreună. Acum am constat că există disensi, disensiunii între ceea ce înseamnă activitatea uneia sau altuia. Fiecare încearcă să vină acasă să laude repede că a rezolvat o problemă pentru județ care practic trebuia să fie obiectul acțiunii tuturor. Adică este și uh, această competiție uh, care se transferă de la nivel de național la, la nivel județean. Uh, competiție care ar fi bună dacă s-ar uh, finaliza cu niște rezultate pozitive pentru județi. Dacă este o simplă să spunem uh, un simplu comentariu sau o simplă uh, prezentare a faptului că eu am reușit asta, Popescu n-a reușit asta, nu este o chestiune corectă. Adică iar legătura cu ce înseamnă Europa noi trebuie să o avem. Uh, După sunt parlamentari a... și din alte partide care au zis de foarte bune și care sunt bune cunoștințe de ale mele. Sunt apropiați de județul Maramureș, tocmai din satul mare și care nu știu dacă se pot lăuda cu vreun lobby pentru Maramureș în special. Haideți să vorbim puțin și despre ce se va întâmpla după alegerile parlamentare. Toată lumea se leagă de acest moment. Din 26 mai încolo se vor clarifica niște lucruri din punct de vedere politic în România. Fiecare va partid va ști cum stă, ceea ce mie mi se pare artificial, pentru că, repet, europarlamentare nu cred că sunt un barometru și multă lume nu se va prezenta la vot, ce se întâmplă din punctul nostru de vedere după acest moment 25 mai din 26 mai încolo când vor apărea procentele unii vor avea poate mai mult alții mai puțin în funcție de cum își vor activa membrii de partid și atunci toată lumea o să iasă și o să spună partidul X sau Y e mai tare sau mai slab vor reprezenta aceste declarații de atunci practic situația reală a politicii din România. Aici vă dau dreptate, dar parțial. Adică sunt de acord că un test privind alegerile pentru Parlamentul European nu reflectă 100% situația politică din România. Dar, totuși, trebuie să ținem cont de faptul că este un vot. Și votul este cel mai puternic și cel mai adevărat sondaj. Oricâte sondaje am face, nu vor fi întotdeauna suprapuse peste... Exact, peste rezultatul unui vot. Poate să dea niște. anumite indicații, da? Poate să dea niște orientări în ceea ce privește electoratul fidel. Pentru că electoratul fidel se va duce și la votul pentru Parlamentul European. Poate să stabilească o anumită ierarhie politică, dar care nu este chiar așa 100%. Sunt procente în sus sau în jos. Cert este că reprezintă un test și e un test important, după cum constatați și campania care se duce de câteva luni de zile bune, da, nu comentez cine și cum, agresivă, se încearcă Acapararea spațiului public cu diverse teme colaterale ca să nu poată ieși parlamentarii europeni să spună ceea ce doresc, observați că ne ocupăm de poșeta doamnei, nu? Sau ne ocupăm de gilțul domnului, sau ne ocupăm, eu știu, de alte asemenea chestiuni. În loc să se fie dezbateri serioase pe teme europene, pe teme naționale, pe ceea ce ne interesează. Spuneam că se vor plăcește clarificări la nivelul intern al partidelor. Pentru că vrem, nu vrem, trebuie să ținem cont de rezultatul din 25 mai. Și dacă încercăm să ne îmbătăm cu apă rece, că nu este chiar situația reală din România la nivel politic, trebuie să ținem cont de el. Și atunci, cred eu că pe baza acestor rezultate vor avea loc niște dezbateri interne în toate formațiunile politice. Este o chestiune normală. Pentru că în momentul în care ai finalizat o etapă în evoluția ta politică, indiferent că este vorba de alege pentru Parlamentul European, trebuie să faci bilanțul, tragi linie și să faci o uh, evaluare după eveniment. O evaluare cât de cât corectă. Da. Ce a fost bine, ce n-a fost bine, unde am greșit, ce mai trebuie să îndreptăm. De ce spun că e o situație absolut specială? Pentru că nu se închide în 26 mai, și se intră imediat în următoarea campanie. Adică timpul este foarte scurt, nu avem până în 2016 pe pauză să ne regrupăm, să ne așezăm, să facem. Nu. Adică trebuie luate niște măsuri urgente acolo unde este cazul. Trebuie, Dar aceste măsuri nu se pot lua decât pe baza, repet, unei analize corecte, făcută de specialiști și cu oamenii din interior, pentru că ne apucă următoarea tură de alegeri. Dar pentru asta Vreau președinte. să vă întreb, domnule Angel, practic fiecare partid poate să uh, spere la președinția României și faptul că va câștiga la un moment dat alegerile prezidențiale în baza acestor procente care vor apărea după alegeri? Adică s-ar putea ca unii să se îmbete cu apă rece, cum spuneți dumneavoastră, că au obținut un procent bun la europarlamentare, iar alții să zică, bun, candidatul nostru nu e bun pentru că n-am avut un scor mai mic la europarlamentare și nu-l mai promovăm, nu va intra nici în turul 2 și nu va ajunge niciodată președintele României. În principiu, votul la nivel politic, mă refer la partid, nu se suprapune cu votul pe persoană. În principiu. Dar poți să faci o comparație între rezultatul persoanei în sondajele de opinie și rezultatul partidului la votul din 25 mai. Este evident că, acolo unde vor fi situații, că persoana pe care o vezi ca și candidat, este sub scorul partidului, trebuie să iei niște decizii, niște măsuri. Pentru că, în general, fiecare formațiune politică a avut câte o locomotivă care a adus-o. Cum să spun, e ca și cum ai desemna un candidat la primar într-o comunitate în care partidul stă mai bine decât cel care atunci poate să candideze oricine la, la, la acea funcție dacă îl duce partidul în spate. Nu este Corect, din punctul meu de vedere. Uh, mai este și, și, și altceva. Uh, S-ar putea să apară ca îmi surpriză, ceea ce e puțin probabil, pentru că lucrurile s-au cam clarificat. Problema este la nivel de PSD, să fim corecți. Pentru că până acum, practic, uh, Antonescu a avut uh, la nivel declarativ intenția de a candidat la președinție și este, să zicem, desemnat de PNL și chiar de USL, dacă nu mai vorbim de USL, ca și candidat, da? Cătălin Predoiu, din câte știu eu din partea PDL-ului, în rest se așteaptă. Încă nu știm. Da, bun, mai este forța civică, în sfârșit, nu intru în detalii aici, sunt puține șanse. Dar problema este PSD-ul, pentru că PSD-ul, e adevărat că și în sondaje se arată că în momentul de față are cel mai bun procent din România, Uh, logica pentru care a încercat să scape de PNL, poate că a fost și asta, să aibă un candidat propriu. Da, îl vedeți, de exemplu, pe Călin Popescu, candidatul PSD-ului la cred, prezidențial Nu cred, uh, nu cred. Nu cred. E posibil orice, dar nu cred. Deci nu, nu văd argumentele pentru care. De ce vă mai spun? Pentru că este foarte greu să motivezi electoratul tău ca persoană să voteze altă persoană sau un alt partid. Deci noi știm. Și aici trebuie dat exemplu. Uh, Antonescu a făcut două uh, eforturi deosebite. Și noi, liberalii, da? În anul uh, când a candidat Mircea Joană, și în 2009, da? În turul 2 ne-am dus și am făcut campanie pentru uh, Mircea Joană. Antonescu a ieșit cu el, l-a sprijinit, l-am sprijinit. Din păcate, în România a câștigat. Nu a câștigat peste hotare și s-au suprapus cele două în defavoarea lui. Iar uh, următoarea promisiune pe care a făcut-o uh, acest USL Să dea un prim-ministru, Victor Ponta Deci s-a făcut Deci cele două sunt Cumva noi ne-am ținut de promisiune Dar vă spuneam că și teoria Și aici de-aia e bine să citească oamenii teorie Și eu am încercat cu alte ocazii Fiind primat la Baia Mare Și având alte grupuri în competiție Să uh, motivez dintre votanții mei Să uh, selecteze o anumită opțiune Teoria spune că mai mult de 60-70% nu poți să convingi ca să voteze cu altcineva. Am spus mai mult de, deci poate fi și mai puțin. Și de aceea vreau să vă spun că uh, mi-e foarte greu să cred că un electorat PSD va uh, putea fi motivat să voteze Călim Popescu-Tărician. Mai mult decât atât, eu am susținut și am făcut o analiză politică în decembrie, când am avut delegația permanentă aici la SIGET. Uh, nici dacă aș fi în locul lui Mircea, lui, lui Victor Ponta, n-aș candida. Părerea mea este că sunt presiuni interne, mie nu-mi place să spun baron local, presiuni interne ca el să candideze. Și vă spun de ce. Dacă domnul Ponta candidează la funcția de președinte, are două variante. Câștigă, pierde președinția PSD-ului, pierde, pierde cu siguranță președinția PSD-ului. Deci în orice variantă din cele două, domnul Ponta pierde susținerea. Ai acolo e forța. Partidul cu multe voturi. Acolo e forța. Înseamnă că spuneți că Victor Ponta e între Ciocan și Nicovală ce ar trebui să aleagă. Păi nu, să, cel mai bună opțiune pentru el ar fi să rămână prim-ministru și președinte PSD-ul. Este o funcție sigură, o are, are majoritate cu sau fără PNL, conduce PSD-ul. Dacă pierde pre, președinția cine, României, cine ce poate să-i facă? Rămâne pe cai mari și își face alianțele pentru 2016. Da, în viziunea dumneavoastră... eu, eu, de exemplu, uh, am prezentat aici la Siget o, o analiză politică în care spuneam că nu eram de acord să, să uh, mergem pe liste separate la Parlamentul European și nu eram de acord ca, ca să nu știam că vom ieși atunci. Nu mă gândeam așa ceva. De ce? Pentru că se putea face o negociere cât de cât onorabilă, ca număr de posturi eligibile, se închideau parlamentarele europene elegant, nu mai erau disensiuni și alte lucruri. Aveam un candidat unic la președinție să închidea și treaba asta, da. iar puteau să meargă împreună până în 2016 pe liste comune la Parlament. Și o, închideau o. și 2016-2020 și în perioada aia puteau să facă Pentru absolut asta orice. asta e nevoie de multă maturitate asta era politică, spun o, Asta eu. era opinia mea. În viziunea dumneavoastră, în cazul acesta, cine ar fi prezidențiabilul stângii, ca să nu spun prezidențiabilul PSD? E, e, e greu de spus. E greu de spus. S-ar putea să meargă Ponta, dar eu, cum să vă spun, nu știu dacă Ponta este mai câștigat ca și președinte decât ca și prim-ministru. Am ascultat și alți comentatori. Se spune că e bine să-ți faci întâi baza, să-ți construiești baza. Adică stai prim-ministru, mandat două, așează-te și după aia. Da, putem să ne așteptăm că, ca PSD-ul să susțină un alt prezidențial? Nu, nu, dacă, 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 va fi, dacă va fi un candidat, bănuiesc că va fi din PSD. Uh, cu toate că până în momentul de față uh, nu s-au lansat uh, nume din PSD. Uh, Joana nu ar putea să fie lansat pentru că, în general, perdanții nu sunt uh, selectați să... Bun, acum, e discutabil, a spus dumneavoastră, a câștigat în România, a pierdut peste hotare, între timp s-au mai reglementat lucrurile. Bun, dar uh, a fost receptat ca un perdant. Și Acum depinde foarte mult și de opinia internă. PSD-ul e un partid în care sunt interese serioase, există grupuri puternice. E adevărat că nu ies foarte mult la iveală, așa cum se întâmplă la PNL, când înainte de a termina discursul președinte, deja presa scrie pe ecran ce a vorbit acolo sau ce reacții au fost. Poate că e mai bine la noi pentru că suntem transparenti și e, e bine să știe lumea disputele sau discuțiile interne care poate că la un moment dat, duc spre un câștig calitativ. Având în vedere că în România s-au întâmplat multe, credeți că modelul politic pe care Traian Băsescu l-a aplicat în urmă cu mulți ani și acela Dragă Stolo uh, și acea rocadă care s-a întâmplat în momentul respectiv se poate întâmpla și anul acesta între Iohannis și Crin Antonescu? Uh... Da, este o variantă și Claus Iohannis, de ce să o colim? Dar dacă se va ajunge la așa ceva, oricum nu va fi teatru pe care l-a făcut domnul Băsescu cu domnul Stolojan. Da, sunt românii pregătiți la ora actuală să voteze un etnic uh, german în cazul de față sau, mă rog, un minoritar la președinția României? În să... total în care naționalismul este, s-ar pute... da, putea, da, putea să fiți surprins, da, s-ar putea să fie o soluție interesantă. Țineți cont că România și-a adus un rege străin la un moment dat. Și-a creat un echilibru. De exemplu, familia regală, în momentul de față, se bucură de o respectabilitate serioasă în România. Iar, cum să spun, e păcat să considerăm faptul că primarul Sibiului, Iohannis, putem privi numai ca și etnic german. El este un român, ca și noi ceilalți, de etnie germană, care și-a făcut bine lecțiile la, la Sibiu, are o atitudine echilibrată, este o persoană distinsă, o persoană care știe să, să, să vorbească, nu se enervează. Cum spuneam, și Antonescu, Antonescu este un diplomat. Din păcate, presiunile externe și am pus amprenta asupra uh, anumitor uh, izbucniri pe care le-a avut în public, nu e ușor să fii atacat din toate părțile și să reziști, zic eu, rezonabil. Uh, Gândiți-vă Știți foarte bine, ca mine, sunt televiziuni care zilnic uh, comentează, sunt ziariști care tot timpul cu microfonul, așa e că nu mai candidați, e adevărat că sunteți în sondaje nu știu unde, așa da, mai departe. E un stres permanent. Este un stres permanent, presepi, este, altele, permanent. este un stres permanent, care uh, e greu să-l duci. A, așa îl percepe omul politic, aici nu sunt de acord cu dumneavoastră, facem o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem.